viața asta e bun pierdut când nu o trăiești cum ai fi vrut, spunea Decebal către popor. Tocmai de aceea, astăzi ne aflăm la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc. Asta pentru că eu sunt convinsă că liceenii de aici își trăiesc adolescența la maximum, se bucură de pasiunile lor, se implică în fel de fel de proiecte care mai diverse și cine știe cu ce o să ne mai surprindă astăzi. Haideți să aflăm! Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Too, don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Rubrica Ai Hobby de astăzi discutăm cu un tânăr talentat, frumos și ambițios, care are un talent deosebit. După cum puteți vedea, avem o mașinuță, nu e mașinuța mea de acasă. Vlad a reușit să o aducă la forma asta. Mai exact, în ce constă pasiunea ta? Am primit această mașinuță cadou de Crăciun din partea părinților acum vreo 2 ani și aceasta nu este o mașină obișnuită teleghidată, este puțin tunată, să-i zicem, ajustată.